Hei, bună campionilor și bine ați venit la un nou episod. Mă bucură să văd că tot mai multe persoane încep să facă alegeri cât mai bune, ce ajută să-și îmbunătățească sănătatea și să devină o versiune mai bună lor. Mă bucură să văd că ceea ce noi povestim aici îi inspiră și încurajează pe ceilalți să facă alegeri mai bune. De aceea, lucrul acesta mă motivează și mă inspiră tot mai mult să creez cât mai multe videouri de calitate care să ajute cât mai multe persoane să își îndeplinească obiectivele, să aibă o stare de sănătate cât mai bună, să se simtă bine, să slăbească și să se bucure de viață. Pentru că dacă nu suntem sănătoși, cum ne putem bucura de toate oportunitățile pe care această viață ne oferă? De aceea fac acest lucru. Să inspir, să motivez, să încurajez cât mai multe persoane să devină o versiune mai bună a lor. Bun. În privința acestui stil de viață alimentar, foarte des am fost întrebat cum pot să rezist pe acest stil de viață alimentar bazat pe fructe și legume fără proteine de origine animală, fără produse de origine animală. Cum pot să rezist? Nu mi-este foame mai tot timpul? Nu mă simt slăbit, lipsit de putere, fără forță? E bine, nu, mă simt chiar bine, excelent. Și discutând cu mai multe persoane, mi-au spus că atunci când au încercat acest stil de viață alimentar bazat pe fructe și legume, au eșuat și nu au reușit să se țină de acest stil de viață, deoarece se simțeau mai tot timpul flămânzi, lipsiți de putere și nu le-a plăcut această stare. Și despre acest aspect am să discut astăzi. De ce unele persoane când pun în practică acest stil de viață alimentar se simt flămânzi mai tot timpul și slăbiți și lipsiți de putere? Și cum să evitați aceste stări și să reușiți pe acest stil de viață alimentar bazat pe fructe și legume? Să obțineți rezultate pe care vi le doriți. Să reușiți pe un stil de viață alimentar vegan. Rămâneți în continuare să aflați despre ce este vorba. De ce o persoană, când pune în practică acest stil de viață alimentar vegan, bazat pe fructe și legume, se simte slăbită și lipsită de putere? Ei bine, atunci când o persoană încearcă să pună în practică acest stil de viață alimentar, și de obicei se întâmplă la noi în țară atunci când este perioada postului, postului de Paști sau postului de Crăciun, cel de 40 de zile, fiind o națiune creștină, aplicăm foarte mult acest principiu, acest post. Multă lume aplică acest post și la început, când îl pun în practică acest post, se simt bine, se simt energic, mai ușor, deoarece corpul se detoxifică, adică elimină toxine acumulate pe toată durata anului din ceea ce a mâncat acea persoană și se simte mai bine. Însă, după trecerea câteva zile de la punerea în practică acestui principiu, începe să se simtă flămândă, mai tot timpul flămândă, mai tot timpul slăbită și fără putere, fără vlaga aceea care o avea înainte de la produsele de origine animală. Și de ce se întâmplă acest lucru? Ei bine, atunci când o persoană pune în practică acest stil de viață, asociază mâncatul de fructe și legume, mâncatul de post cu ierbivorele, adică să mănânce multe salate, să nu prea mănânce mâncăruri atât de mult gătite, să nu consume prea multe fructe, că deoarece poate îi vor îngrășa și așa mai departe. Intră într-un fel de dietă, nu mănâncă să se sature, nu mănâncă mâncăruri gătite, condensate, care să le confere energia și vitalitatea de care au nevoie. De aceea multă lume eșuează pe acest stil de viață alimentar, deoarece asociază mâncatul vegan cu ierbivorele. Noi nu suntem ierbivore. Ce vreau să înțelegeți este că noi am evoluat mâncând fructe și adaptându-ne mâncând legume și leguminoase, cereale. Așa am ajuns să evoluăm și sunt o grămadă de studii efectuate despre acest aspect. Și de aceea majoritatea oamenilor asociază
acest stil de viața alimentar vegan cu salate și cu fructe. Noi nu suntem făcuți să stăm toată ziua și să paștem, cum pasc vacile, oile, caprele, cai, să mâncăm toată ziua numai frunze de dimineață până seara. Nu. Noi trebuie să mâncăm, să ne săturăm și după aia să ne ocupăm de activitățile pe care le avem. Noi nu suntem creați să stăm, să fim sedentari. Noi am fost creați să ne mișcăm, să căutăm, să descoperim. De aceea, majoritatea oamenilor eșuează pe acest stil de viață alimentar și se simt mai tot timpul flămânzi și lipsiți de putere și de forță, deoarece mănâncă puține calorii. Adică mănâncă doar salate și nu includ în masa lor, în alimentația lor, fructe multe care le oferă energia de care au nevoie. Energia pură din fructe pe care au zahărul natural, dulce, bun, care ne oferă energia instant să ne susținem activitățile și care nu se epuizează rapid, ci ea rămâne constantă pe o durată mai lungă de timp, deoarece fructele conțin fibre și nu se digeră atât de repede. De aceea, majoritatea oamenilor eșuează pe acest stil de viață alimentară, pentru că nu introduc în alimentația lor alimentele care le conferă energia și vitalitatea de care au nevoie să își susțină activitățile. Deci, ceea ce vreau să înțelegeți este că atunci când începeți să puneți în practică acest stil de viață alimentar, nu evitați fructele, mâncați cât mai multe fructe, fructele de sezon, mâncați fructe care sunt în sezon, mâncați legume și leguminoase, cereale și nuci și semințe, grăsimi naturale și bune, din grăsimi din care vă mai puteți lua avocado. Evitați cât mai mult uleiurile, pentru că ele sunt procesate, sunt rafinate, sunt mai greu de asimilat în corp, ci grăsimile bune sunt în avocado, nuci și semințe. Mâncați dintre acelea, dar și din acelea într-o proporție mai mică, nu atât de mult, cam 10% să conțină în alimentația voastră. De aceea vă puteți simți flămânzi și slăbiți pe acest stil de viață alimentar, că nu consumați suficientă mâncare. Ca să ajungeți să consumați suficientă mâncare care să vă confere energie, faceți-vă smoothie-uri dimineața din 7-8 banane cu niște curmale sau mâncați pepene până vă săturați, până vă simțiți plin. Nu vă limitați la mâncare. Puteți să mâncați cât vreți din alimentele acestea, deoarece nu o să vă îngrașe. Aceste alimente nu vă îngrașă. Grăsimea procesată vă îngrașă, din gogoși, hamburger și așa mai departe. Acele grăsimi vă îngrașă. Acele tipuri de carbohidrați vă îngrașă, din gogoși, cu grăsimi, produse de patiserie, acelea vă îngrașă. Nu carbohidrații naturali, care sunt din fructe și legume, acelea nu vă îngrașă. Da? Deci, despre acest aspect am vrut să discut astăzi. De ce vă simțiți flămânzi și lipsiți de energie pe acest stil de viață alimentar? Deoarece nu mâncați suficient de multă mâncare care vă conferă energia și vitalitatea de care aveți nevoie. Bun. Mă bucură și mă încântă să văd că, cum am zis la început, tot mai multe persoane aleg să-și îmbunătățească stilul de viață alimentar, să aibă energie, să se simtă mai bine, să fie cât mai sănătoși. De aceea vreau să discut cât mai mult despre acest aspect pe acest canal, să vă ofer cât mai multe informații din experiențele pe care eu le-am acumulat în acești ani pe acest stil de viață alimentar. Și dacă aveți vreo subiect despre care vreți să discutăm, lăsați-mi în rubrica cu comentarii și în următorul video am să discut despre el. Dacă aveți întrebări, puneți-mi-le în rubrica de comentarii și o să vă răspund în următorul video. Însă, până atunci, spor la teavă, puneți în practică și experimentați să vedeți ce funcționează pentru voi și ce nu și o zi excelentă vă doresc. Ciao!